Aș vrea să fac o prezentare cu privire la misiunea care am făcut-o în România împreună cu Ligia și un grup de americani și irlandezi. Dacă se poate să... Grupul care a făcut această misiune a fost format din 27 de persoane. Fiecare a trebuit să ne plătim biletele de drum și a trebuit să contribuim la cheltuielile care le făceau misionarii care au organizat toată această misiune. Lucrarea a fost undeva în jurul Sighișoarei. Misiunea a fost special pentru țigani. Și este foarte interesant, dacă stau să mă gândesc la viața mea. M-am născut într-un cartier în care au fost foarte mulți țigani. Nimic nu e la întâmplare. Le-am știut foarte bine viața, am fost de multe ori în casa lor și am văzut sărăcia care era în care ei trăiau. Mi-aduc aminte de o casă de țigani, avea o singură cameră, avea pe jos doar o rogojină peste florul de pământ, avea o sobă cu gaz care își făceau mâncare și nu aveau niciun fel de mobilă. Se culcau pe rogojina aceea pe jos și stăteau acolo două sau trei familii, nu mai rețin exact. O sărăcie cumplită. Deci am știut foarte bine viața lor, dar vă spun un lucru. Ce am văzut la Sighișoara sau lângă Sighișoara este mult mai mult decât am știut eu. Foarte, foarte grea viață duc acești oameni. Nu au școală, nu știu să scrie, foarte mulți, cei mai mulți dintre ei, nu știu să citească, nu-i primește nimeni la muncă. Singurul loc unde puteau să muncească era o fabrică de cărămidă și aveau acolo un teren întreg de pământ care era bun pentru făcut cărămizi. Singurul loc unde mai puteau să muncească și cei mai mulți cu care am stat de vorbă ziceau, singurul lucru care îl avem este cu ziua. Cineva are nevoie și ne cheamă ca să lucrăm. Cât putea să le dea? Mai ales că erau așa de mulți care solicitau asemenea job-uri. Foarte interesant cum Dumnezeu a pus această echipă de 27 de persoane la oaltă. Personal, n-am cunoscut pe niciunul din ei. M-am dus la aeroport la Otopeni și aveam doar o hârtie pe care scria două nume, numele meu și al lui Ligia, și să ne întâlnim. Foarte interesant că cel pe care îl așteptam, care credeam că va veni primul, nu a venit, a venit altul. Un băiat de 18 ani, care abia terminase liceul și care urma să facă medicină la Facultatea de Medicină din Irlanda, un irlandez. Din toți cei care au fost acolo, am avut 4 doctori, doctori sau doctori în devenire, 4 farmaciști sau farmaciști în devenire, mulți asistenți medicali sau în devenire și 4 traducători, între care eu și Ligia eram 2 dintre ei. Mai aveau și alții pe care îi angajaseră și cu care încercau să completeze echipele de medicale sau de... aveau echipe medicale, aveau echipe de triaj în care, în primul rând, trebuia să meargă acolo și să facă o listă de tot ce aveau nevoie fiecare și când mergea la doctor, doctorul să știe exact toate problemele. Era un alt farmacist care însă făcea pe doctorul de urechi și care era foarte bun la lucrul ăsta. Le dădea chiar aparate de auzit când aveau nevoie. Era o altă persoană care se ocupa de ochelari, dar nu era profesional în privința aceasta și aveau o tabletă în care, în funcție de până unde vedeau, știa cam ce ochelari au nevoie și aveau vreo 3 valize pline cu ochelari din care încercau să aleagă pentru fiecare pacient ceea ce aveau nevoie. Nevoile acolo sunt extraordinar de mari. Am făcut misiune în 5 sate.
probabil unele dintre ele ne-e greu și să le numim. Seleuși, Mălâncrav, Șoard, 7 noiembrie și Țigmandru. Toate sunt sate mai ales de țigani. Oamenii veneau, mulți dintre ei vedeau pentru prima dată un doctor. Nu pentru prima dată, era singura cale de a vedea un doctor. Cel mai vechi în această echipă era un doctor care avea 71 de ani. Era al 21-lea an când venea la această misiune. Și erau foarte mulți care, deja al 3-lea, al 4-lea, al 5-lea an, care veneau să facă această misiune. Ce făceau ei? Le dădeau, îi controlau și erau anumite sate care noi nu am înțeles de ce era diferența asta. Erau unele sate în care oamenii erau așa de bolnavi de tensiune și diabet și erau altele în care îi numărai pe degete care erau bolnavi de tensiune. Care era diferența între un sat și celălalt? N-am putut să ne dăm seama. Dar aceasta era realitatea. Deci ei ce făceau, mai ales cei care aveau tensiune, unii erau așa de, tensiunea era așa de mare, încât imediat le dădeau o pastilă ca tensiunea să coboare și după o oră îi băga la doctor. După ce îi controlau, le dădeau medicamente, au fost atâtea balize cu medicamente, încât toată ziua de sâmbătă, înainte de misiune, am stat și am sortat medicamentele. Făceau în așa fel încât pentru tensiune să aibă medicamente pentru un an de zile sau pentru diabet sau pentru alte probleme și aveau în vedere că anul următor când vor veni din nou să le dea din nou medicamente pentru un an de zile și ca să fie siguri că nu se întâmplă ceva cu aceste medicamente să nu le folosească, toate erau desfăcute din flacoanele lor și erau băgate în pungi de plastic în felul acesta să nu cumva cineva să încerce să vândă medicamentele sau să facă ceva cu ele. În prima duminică, deci noi am ajuns acolo vineri, sâmbătă a fost sortarea medicamentelor, duminică a fost prima biserică acolo, au făcut-o chiar în curtea misionarilor. Aici, în partea dreaptă, este un alt misionar din Anglia, care e căsătorit cu o româncă și care și-a făcut casa acolo și care locuiește acolo. Deci au fost invitați toți care vor să vină. Nu făceau niciun fel de deosebire, nici la biserică, nici la doctori, nici la medicamente, la absolut. Toți care vreau să vină, puteau să vină. Că erau țigani, că nu erau țigani, nu conta. Toți puteau să vină și ei le acordau primul ajutor posibil. Deci aceasta este prima biserică care s-a făcut în curtea misionarului. Era doar o prelată pusă sus, scaune. Ups. După această biserică s-a făcut o masă, le-a dat o masă și apoi le-a dat haine. Aici sunt două surori din Ohio care erau cu prietenele lor, care și le făcuse acolo și am stat și m-am gândit, noi românii, câți dintre noi suntem gata să ne apropiem de ei, să arătăm dragostea care poate nu au de la absolut nimeni. Dar oameni care poate n-au știut niciodată ce înseamnă viața unui țigan, au venit și le-au arătat atâta dragoste. Încercau să facă tot ce pot pentru ele, pentru ei, ca să se simtă bine și să simtă dragostea lui Dumnezeu. Aceasta era casa misionarilor și istoria acestei case este foarte interesantă. Se pare că misionarul n-a avut niciun ban ca să vină în România. Avea pe inimă lucrul acesta, dar nu știa cum se va rezolva toată lucrarea aceasta. Nu mai mi-aduc aminte bine exact care a fost sursa, dar în orice caz ceva organizație care avusese income și care avea 100.000 de pounds în Irlanda, care trebuiau să-i dea în numele Domnului și nu știau ce să facă cu ei. Și Dumnezeu le-a dat această, nu numai casa aceasta, avea un șir întreg de case, de alte camere în partea dreaptă în continuare, o magazie enormă care frații din Irlanda au dat fiecare hainele care n-au avut nevoie de ele și au adus un tir întreg, un troc întreg de haine care le împărțeau la care puteau să le împartă. Deci asta era casa, aici stăteam noi,
undeva la etaj, vedeți gemulețele cele mici, acolo erau camerele noastre, jos era sala de mese și sala de și bucătăria. Și în partea cealaltă era strada principală pe care mergeau mașinile. Și aici Legia. Dacă observați, fetița parcă abia i-a trecut plânsul. Plângea și Legia a luat-o în brațe și când a luat-o în brațe, imediat s-a schimbat la față. Aici a fost locul unde pregăteam medicamentele pentru misiune. Fata aceasta din stânga este o fată de americani, care tatăl ei și familia ei sunt misionari tot pentru țigani, undeva lângă Bihor. Ea are vreo 9 ani de când este în România și vorbește românește, dar nu crezi că nu este româncă. Deci a fost al treilea traducător. Aici, deci, era un cabinetul medical, era doar o masă la care venea doctorul, doctorița este cea din spate, ceilalți erau pacienții, părinții și familia și traducătorul. Și cam așa se împlinea toată lucrarea aceasta. Erau 4 mese în aceeași sală și alea erau cabinetele medicale. Aveau la rândul lor și ecograf, aveau mese pentru medicale, mese, cum se le spun, unde te întinzi ca să poată să-l verifice, să-i pună, să-i facă ecografia. Și toată lucrarea aceasta se făcea fără nici un ban. Ei suportau toată lucrarea. Legia are și mai mulți prieteni. Aici este soția misionarului, sau pot să spun că și ea era misionar, și dacă observați cu câtă dragoste lua copiii în brațe, avea grijă de ei ca părinții să poată să meargă la doctori. Și un lucru care l-am auzit nu odată, nu de două ori, foarte multe ori am auzit, îi iubim așa de mult pe acești oameni, îi iubim extraordinar. Am stat și m-am gândit, noi românii, eu eram român acolo, nu? Născut, crescut în România. Și poate nu am avut aceeași dragoste pe care ei au dovedit-o pentru acești oameni. Doar văzând nevoile lor, încercam să fim altfel decât poate am fost atunci când am fost în România. Mi-aduc aminte de toate problemele care le-am avut cu unii țigani de pe stradă, cum mi-au tras cu praștia în cap, cum mi-au spart pepenele cu care veneam de la piață, cum mi-a vărsat borșul care cu cratița mă trimitea mama să cumpăr de la o femeie după stradă, cum mi-a tras în câte un pumn de madură toată noaptea dinții. Multe probleme. Și totuși am stat și m-am gândit, oamenii ăștia, în sărăcia lor, nu aveau nicio șansă alta decât să fure, să bată pe alții, să facă tot ce le stă în putere ca să aibă un bănuț pentru viața pe care o trăiau. Aici este doctorul de urechi, farmacistul. Legia traduce și el verifică urechile celor care veneau la el. Aici este misionarul cu misionara și aici este o doamnă, o româncă. Ei, ca să poată să lucreze cum trebuie, a trebuit să fie sub o anumită organizație. N-am înțeles exact ce era această organizație, dar ea reprezenta organizația. S-a întâmplat ca în această perioadă să fie și 3 zile de naștere sărbătorite. Una a fost a misionarului, iar doamna aceasta a adus 2 torturi de la Mediaș, care au fost extraordinare. Deci aici este poza care a făcut-o cu misionarul, soția lui și doamna care a venit. Legia are și, iarăși, prieteni. Copilul ăsta așa o lua în brațe pe Legia, așa o strângea. Și am stat și m-am gândit, poate n-a avut niciodată ocazia cineva să-l strângă în brațe.
erau și alții pe acolo, era tot el cel care o strângea în brațe și pe urmă alții. Aici era doctora de la Ohio, iarăși care îi plăcea să fie alături de copii. Cu dragoste îi consulta, le dădea medicamentele și făceau tot ce puteau pentru ei ca să-i ajute. Din nou, una din fetele de la Ohio, care făcea poze cu copiii și dacă observați și el din dreapta, își arăta mușchii, ce solid era el. Dacă observați, copiii sunt destul de bine îmbrăcați, dar să știți că îmbrăcămintea a fost practic de la misionari. După biserică, v-am zis, le-a dat o masă și apoi le-a dat haine. Au luat toți cât au vrut să ia până când au zis, nu mai avem nevoie. Cutii după cutii, saci după saci, fiecare își alegea tot ce aveau nevoie. Aici este a fost o întâmplare foarte interesantă. Bărbatul acesta din dreapta, el l-a întrebat, zice, nu aud cu o ureche. Care e urechea cu care nu aud? Zice, dreapta. Ia să mă uit la ea. Nu, a zis că urechea dreaptă aude. Ia să mă uit la ea. Când s-a uitat, zice, tu n-ai cum să auzi cu urechea asta. Este efectiv blocată total. Și după ce l-a curățat în ureche, a început să audă. Și am zis, domnule, câtă satisfacție era pentru acest om care să vadă că cineva care nu auzea, îl făcea să audă. După ce a făcut consultația aceasta, a făcut o poză și a vrut să rămână amintire. Acestea sunt tot ce a fost scos din urechea unui copil. Două gâze și alte mizerii. Când a vrut să-i facă și urechea cealaltă, a fugit și n-a vrut să mai vină înapoi. Probabil că a suferit destul de mult. Aici este la triaj. Sora din stânga este soția unui alt... soția doctor, farmacistului care făcea pe doctorul de urechi. Cea din dreapta au angajat-o ei ca să traducă, pentru că n-avea traducător de ajuns, și pacienta în stânga. Și vă dați seama cât de dificil era, că doctorul trebuia să-mi spună mie și eu trebuia să spun pacientului și pacientul trebuia să-mi spună mie și eu trebuia să spun doctorului toate problemele. În fiecare zi au consultat în medie 115 pacienți. Acestea sunt două case pe care misionarii le-au construit pentru familiile fără adăpost. Sunt case cu numai două camere, care pentru ei însemna extraordinar de mult. În general, casele lor erau cu o singură cameră. Ei însă le-au făcut cu două camere, erau case din cărămidă, cu acoperiș solid și tot terenul ăsta care l-aveau aici era cumpărat de ei și aveau în vedere să construiască în continuare în măsura în care vor avea sursele financiare. Aceste case încă nu erau locuite, erau încă de terminat înăuntru. Dacă observați, două geamuri, o ușă, tot ce are o casă. Omul acesta era tatăl secretarei din sat. Nu a auzit cu o ureche 4 ani. Și acum, după ce i-a dat un aparat de auzit, în sfârșit auzea. Și dacă observați, este foarte satisfăcut. Aici o altă, mama și fata care au făcut vizita medicală și ne-am făcut o poză cu Ligia și cu mine. Asta este ulița într-un sat, satul Seleuș, unde copiii, nu că eram noi acolo, așa erau ei peste tot. Peste tot erau. Casele, după cum vedeți, poate sau poate nu vedeți prea bine aici, o să încerc să vă dau poate altă imagine. Asta era un pat care era singurul pat într-una din casele în care am intrat. Mama avea 20 de ani și era însărcinată cu al 6-lea copil. 20 de ani însărcinată cu al 6-lea copil. Și asta era singurul pat din casă.
Și uitați-vă cum arăta pe jos. Vă dați seama câtă sărăcie era acolo. Nu știu ce să... Ne-a lăsat fără cuvinte. Iar faptul că era numai de 20 de ani, mama nu prea avea grijă de copii și misionara a fost foarte dură cu ea și a zis: dacă nu ai grijă de ei, ți-am dat săpun, ți-am dat șampon, ți-am dat haine, cum poți arate copiii în halul ăsta? Dacă n-ai grijă de ei, să știi că eu chem cei de la protecția copilului să-ți ia toți copiii. Și acum să vedem ce putea să facă mai departe. Aici era, vedeți cum arăta o casă sus, iar asta jos aici era o casă care se prăbușise. Nu știu când, două, trei zile înainte, în ziua aia, nu știu când, dar se prăbușise și încercau cât de cât să vadă dacă pot să mai facă ceva. Casa căzuse pe ei. Nu, probabil că n-a fost nimeni în casă, că n-am auzit să fi fost careva în casă, dar în ce situație trăiesc oamenii aceștia? În fiecare dimineață, înainte de a pleca la lucru, deci după ce aveam breakfast, care aproape fără excepție era cereal cu lapte, era pâine prăjită cu margarină sau ce avea ei acolo, poate o cafea care vroia. După aceea era timpul de închinare, care, vedeți, televizorul la sus, acolo se puneau cuvintele cântării, cântam două cântări. După ce cântam cântările, vedeți misionarul în dreapta acolo lângă sobă, el avea un scurt cuvânt. După aceea era timp de rugăciune și 3-4 persoane să se roage și după aceea plecam la lucru. Când ajungeam la lucru, după ce descărcam toate mesele, toate valizele, tot ce era de făcut acolo, din nou strângea pe toți, ne rugam și apoi începeau lucru. Vă dați seama ce fac oamenii ăștia? Caută în gunoi ceva de mâncare. Știți unde era asta? Exact vis-a-vis de casa misionarului. Și în timp ce pregăteam aceste fotografii să le pun în acest PowerPoint, am stat și m-am gândit la un lucru. Eram o gașcă întreagă de americani acolo. Mulți dintre noi i-am văzut pe oamenii ăștia, dar niciunul nu ne-a dat în gând: du-te mă și dă-le și lor acolo câțiva lei, să poată să-și cumpere ceva de mâncare, să nu caute în gunoi. Nu ne-am gândit. Poate că era foarte ușor să se facă lucrul ăsta, dar niciunul nu ne-am gândit. Apropo de lucrul ăsta, când am venit înapoi, am trecut prin Brașov și ne-am oprit la un McDonald's ca să mâncăm. Și acolo la McDonald's au venit doi puradei și era o singură fată care rămăsese ultima să-și ia mâncarea, să-și comande mâncarea. Era singura fată de culoare între noi toți. Știți ce a făcut? Le-a cumpărat la amândoi câte un sandwich. Și am zis: uite, domnule, poate... Și după aceea a venit altul la noi, la masa noastră, și zic: hai că-ți cumpăr și ție un sandwich. Dar nu mi-am dat seama că era același dintre ei doi. Ai mâncat astăzi? N-am mâncat. Bine, ai venit să-ți iau un sandwich. Cel care știa engleză și care era la McDonald's acolo zice: nu, că am mai mâncat câte un sandwich. Eu am crezut că vrea să-l dea afară. Dar n-a trecut mult și a apărut și celălalt. Și atunci mi-am dat seama de toată treaba. Zic: mă, nu ați mâncat? Am mâncat câte un sandwich. Dar zice: tot mi-e foame. Și am mai cumpărat un sandwich, care l-au împărțit amândoi. Și l-au mâncat și pe ăla. Totuși am zis: domnule, am mâncat. Era foame la copiii ăștia. No, aici este o biserică care practic a fost înființată la începutul anului acestuia. Se pare că cel care se ocupă de biserica aceasta este cumva sub bagheta fratelui Vladimir Pustan. Biserica are loc, dacă ați observați, în curtea, se zic, a păstorului, încă nu este ordinat. Și se pare că vin chiar și 60 sau 80 de persoane deja, într-un singur an. E adevărat, cum zicea băiatul ăsta care se ocupa de ei, zice: mulți vin că au nevoie de câte ceva și trebuie să fac tot ce pot
să le dau câte ceva. Mulți dintre ei nu au niciun fel de cunoștință, să zic așa. Vin pentru prima dată la biserica asta. Chiar ieri am vorbit cu el și mi-a zis, zice, vin din ce în ce fețe noi, îi vedem care vin la această biserică. Zice, și problema este că de multe ori vine ploaia, este doar un plastic pus deasupra ca să nu-i plouă, dar de multe ori vine ploaia, vine vântul, zice, și trebuie să intrăm în casă, la el, unde se face biserică. Am observat că el avea o casă mult mai bună decât a celorlalți, chiar destule mai multe dormitoare, dar am sesizat că îi lipseau trei uși înăuntru, nu avea încă ușile. Și o altă chestie foarte interesantă, cumnata lui, care avea 5 copii și care avea și un nepot de la una din fete, a avut ceva probleme cu soțul, stătuseră înainte la părinții lui, au trebuit să plece de acolo, soțul a lăsat-o și nu mai avea nicăieri unde să stea. Unul din copiii ei stătea chiar la misionar aici, la acesta aici, iar restul stăteau la un alt frate ei și aici avea doar o cameră de trecere, care și ăla cumva era mult mai bine decât alții, și în camera aia de trecere, deci, stăteau practic 6 persoane. Ăsta este păstorul care vă spuneam cu biserica aceea și aici e parte din grup. Lipsesc totuși destui dintre ei. Încă o dată, erau din Washington State, din Ohio, eu și Ligia din Michigan, și erau iarăși vreo 6 persoane din Irlanda de Nord. Am stat și m-am gândit cum Dumnezeu ne-a adunat de pe peste tot și a făcut o echipă care ei au zis, zice, într-adevăr, echipa asta a fost extraordinar de bine organizată. Au avut tot ce au avut nevoie, au putut să facă lucrarea aceasta. Am fost la biserica din Sighișoara, iarăși partea și mai interesantă este că cei care erau în grupul ăsta erau de denominații diferite. Misionarii erau nazarineni, de la biserica nazarineană, erau unii de la biserica baptistă, alții de la biserica penticostală, mulți Assemblies of God, dar nu a contat diferențele, am făcut lucrarea pentru Dumnezeu. Aici era un alt grup, eram la biserica din Sighișoara nazarineană, și ne-am întâlnit cu un alt grup care erau veniți tot din Statele Unite și care făcuseră un camp pentru copii și ei deci fuseseră cu acest camp pentru copii și doar am făcut o fotografie cu ei. Grupul de laudă și închinare de la biserica din curte. Erau, deci, fata din stânga și fata din dreapta erau fetele acestui păstor și restul care mai cântau acolo. Aici erau doar niște copii, uitați-vă la ei cât sunt de frumoși. Am stat și eu am zis, domnule, extraordinar, copii frumoși. Oare ce vor fi acești copii datorită situației în care trăiesc, datorită sărăciei? Ce vor ajunge? Aici am făcut o poză cu doctorul de urechi, farmacistul. Aici păstorul încerca să-l caute pe doctor în urechi. Cam așa s-a terminat o zi, când una din, era soția, deci a doctorului de urechi, pur și simplu a dormit pe masă. Tot în perioada asta a fost și ziua de naștere a lui Ligia și ne-am făcut un tort, nu arată prea frumos, dar a fost foarte bun. Și am apreciat dragostea lor și sacrificiul lor. Gândiți-vă că majoritatea zilei erau plecați. Când am mai făcut și tortul ăsta, nu știu, dar l-au făcut. Sighișoara, un oraș foarte frumos, toți au zis, domnule, într-adevăr, un oraș extraordinar de frumos. Când au trecut prin București, au văzut București, au zis, București e nimica. Sighișoara, zice, este oraș, într-adevăr. Dacă ar fi să locuim în România, zice, nu m-aș duce la București, asta în Sighișoara. Înainte să plecăm, a fost o strângere la oaltă și fiecare ne-am depănat impresiile despre misiune. Dacă observați, a doua acolo este singura fată de culoare care a fost între noi și care era asistent medical
terminase școala, era asistent medical calificat. Am văzut atâta dragoste pe care a arătat-o față de toți. Băiatul acela cu barbă era din Washington State, era cu verișoara lui aici și el a fost unul din, zic eu, oamenii de forță. Când era nevoie de ceva de cărat, el era primul acolo. Un om extraordinar. Plin de râvnă pentru Dumnezeu, foarte corect în tot ce făcea. Când era vorba de interpretare, de cum a pune problemele, era foarte... Și el era din o familie de ucraineni. Iar biserica de la care venea din Washington State era o biserică de ucraineni de 1200 de persoane. V-am zis de cumnata păstorului care nu avea casă, este cea din dreapta de acolo. Au reușit, au primit ceva ajutoare și încearcă să construiască casa. Deci astea sunt, zic ei, bolțari, care de fapt locuiesc cumva temelia. Aici au făcut-o deja, au turnat ceva beton. Ops! Și aici este femeia care... No, cam aceasta a fost prezentarea. Probabil că ne pune pe toți pe gânduri și personal m-am întrebat oare am putea să facem mai mult pentru oamenii aceștia. Este o situație foarte grea. Nu au alte surse de supraviețuire. Am întrebat pe familii care erau acolo și am întrebat, zic, da, nu găsiți de lucru? Zice, nu găsim, nu e nimeni. Dacă nu avem școală, nu avem meserie, unde să ne ducem? Două situații care aș vrea să vi le prezint. Datorită diabetului netratat, era o femeie care tăiase piciorul și încă nu se vindecase cum trebuie. A venit la unul din satele acestea ca să-i schimbe bandajul și toate cele. Și cel care se ocupa iarăși de treaba asta era tot doctorul de urechi, adică farmacistul. Totdeauna omul acesta făcea orice era nevoie. El s-a dus și a schimbat bandajele la femeie. După ce le-a schimbat acolo la locul ăsta de întâlnire, care putea să fie o școală, putea să fie o biserică, putea să fie cămin cultural, s-a mai dus încă de două ori la ea acasă ca să-i schimbe bandajul. Într-una din zile, misionarul zice, Sam, hai cu mine undeva, haide. Ne-am dus, era tot pe lângă el, pe acolo, deci locul unde stăteau ei zicea Laslea, comuna în care aveau casa aceasta misionarilor, și deci tot în Laslea acolo ne-am dus undeva mai în spate unde erau alte case și când ne-am dus acolo a apărut un om în poartă, pe cărucior, și la care misionarul a rămas blocat. Și lui îi se tăiase piciorul. Zice, ai fost la doctor? Zice, n-am cum să mă duc. Zice, nu pot, îmi trebuie mașină, e greu. Zice, stai aici, că în 20 de minute vine doctorul. Sau și l-a luat pe bătrânul, doctorul cel mai bătrân. L-a luat pe John, doctorul de urechi sau farmacistul, s-au dus la el și i-au schimbat pansamentele. Și pe urmă l-a întrebat, zice, trebuie să te duci la doctor. Zice, nu pot să mă duc decât, nu mai știu, Media, așa zis, sau Târgu Mureș. Zice, și n-are cine să mă ducă. Zice, și mai mult decât atât, zice, cabinetul este la etajul 2 sau etajul 1, cum este la ei, florul 2, zice, și n-are cine să mă ajute să mă urce sus. Și atunci nevasta misionară, eu merg cu tine. Să zică careva că nu vrea să facă treaba acolo. Era o altă femeie, avea 45 de ani, se pare că avea neapărat nevoie de operație. N-am reținut exact care era problema,
dar era neapărat nevoie de operație. S-a dus la doctor, la Târgu Mureș, și n-a vrut să o bage nimeni în seamă. Și era așa de descurajată, zice, ce să fac? Am fost și n-a vrut să-mi facă nimic. Și iarăși misionar a zis, eu merg cu tine. Eu merg cu tine. Nu te lăsa. Mori dacă nu faci operația. Deci am stat și m-am gândit prin câte situații trec unii. Situații foarte grele. Sărăcie, boală și chiar boală terminală. Suntem în Statele Unite și putem să spunem că avem tot ce ne trebuie. Alții nu au după ce să bea apă și caută prin gunoaie. Trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu și să facem atâta cât și noi putem pentru cei care sunt în nevoie.